Înregistrez acest video pentru a trezi conștiința moldovenilor, cei care de fapt votează cu Voronin, cu Dodon, cu Șor, cu cei de stânga care le promit că or să lupte cu România, cu Europa și care sunt cei mai buni prieteni ai Rusiei. Astăzi vă prezint un caz tipic, nu-i nimic ieșit din comun, al lui Vladimir Vitiuc, unul din deputații lui Voronin, care i-a făcut Voronin deputat fiind de la Bălți, pe urmă a fost cumpărat de către Plahotniuc, după care l-a cumpărat Șor. Vladimir Vitiuc a fost deputat în 6 legislaturi. 6, dragilor! 6. Cel care a mers la tribuna Parlamentului să vorbească împotriva limbii române. Astăzi a depus jurământul de credință statului român și a luat cetățenie. Uitați-vă cu toți ca să înțelegeți cât de proști suntem noi moldovenii și cum credem la toate cozele de topor cei care promit că luptă cu România și cu Europa. Probe concrete, nu o spunem că am bănuit noi ceva. O spune Vitiuc cu gura lui. Ascultați atent. Limba rusă a devenit din nou mărul discordiei în Parlament. Deputatul fracțiunii partidului Șor, Vladimir Vitiuc, a propus un proiect de lege care prevede ca actele biroului permanent din legislativ să fie traduse și în limba rusă. Fostul deputat comunist, democrat și mai apoi membru al partidului Șor, Vladimir Vitiuc, a devenit cetățean al României cu acte în regulă. Vitiuc, vorbitor de limbă rusă, originar din Bălți, a depus luni 27 februarie jurământul de credință față de România la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București. Vreau să vă întreb ce ați făcut astăzi la Autoritatea Națională pentru Cetățenie? Jurământul. Ați depus jurământul pentru față de statul român? Da. Da? Deci de ce ați decis să vă faceți cetățenie română? Nu știu. De ce ați decis să vă faceți cetățenie română? Să obțineți cetățenie română? Am dreptul și bunica mea și bunicul meu a fost cetățenie română. Și ca toți cetățenii moldoveni, am așa dreptul și în 50 de ani a primit decizie să fac. Am înțeles. Și ce planuri aveți cu cetățenia românească? Ce planuri? Ce planuri? Ce anume? Cum? Ce anume? Ce anume vă doriți să obțineți? Ce planuri am? Asta e momentul istoric. Cum se pupă viziunile dumneavoastră politice cu depunerea jurământului de credință față de statul român? Încă o dată. Cum se pupă viziunile dumneavoastră politice și activitatea dumneavoastră politică cu depunerea jurământului față de credință față de statul nu român? Nu am treabă cu politică și când a fost, nici odată eu nu am careva întrebări cu tema. Cumva viziunile dumneavoastră politice, pe care le-am văzut de-a lungul timpului, un pic contravin... Nu, niciodată. Asta nu este adevărat. E, când a fost careva așa discuții, eu nu am nicio poziția așa agresivă sau împotrivă. Se propune introducerea unor prevederi în regulamentul Parlamentului potrivit cărora proiectele hotărârilor și deciziilor biroului permanent se prezintă în limba de stat cu traducerea în limba rus. Vă rog, susțineți proiect tehnic și legi. Domnule Vitiuc, da. Vă rog mult de tot, depuneți efort și învățați limba română. Aveți 6 mandate de deputat. 7. Da, așa.